că poți semna. Atunci îi smulge ciobanul prin niște ori de ton și pe un colț al pândei te scălești cu ea. Mulțumesc! Otilia Cazimir, odată într-un loc îndepărtat, s-a adunat în taină al dobitacelor sobori ca să-și aleagă un împărat. Căleu cel bătrân murise de răpciugă și câte ziul în urma tuturor, veni în fugă peste plai un ghem de scai, un pietarici zburiști prost, cum ar fi de când lumea n-a mai fost. Dacă pauza a avut o rugă, scoți căbătul din trace și a cuvântat. Iubite dobitoace, vă rog să mă alegeți pe mine, împărat, măcar că poate sunt cam mic și chiar și cam prostut un pic, să știți că sunt țelem nevoie mare și că sunt amarnic de voi mic. De pildă, chiar acum, venind pe drum un șarpe mare și urs, am trebuit să mă înghită, dar i-am vărut o țeapă în gât. Așa a fost, vă spun cu jurământ. Iar dacă nu merg credeți pe cuvânt, poftiți la luptă dreaptă și o să vedeți ce vă așteaptă. Saltele e coama pe grumat, să tăvăresc bursucina pământ și saltele fanți într-o păvântă de atâta haz. Auzi atâtea neamuri mari și mici, să aleagă împăratul în pietre arici, dar la vale pe semne ca anume, să aibă proiect prilej de râs și glume. Și-a dat în cinstă lui o masă mare, cu nu știu câte feluri de mâncare, iar bietul împărat de bucurie a adormit cu nasul în farfurie. Și a doua zi când s-a trezit trudit, marmur și supărat, a spus areciu mare împărat: măi, fraților, dar o am mai dormit, ori fi împărat, dar